doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. Promovare de excepție reușită de handbal Z Terom Iași în turneul de baraj ce se desfășoară la Buzău. După victoria cu 27-26 din jocul cu Universitatea Neptun Constanța, handbalistele pregătite de Victorina Boraș au asigurat promovarea în Liga Națională, indiferent de rezultatul jocului de mâine cu SCM Craiova. ACS Handbal Z Terom Iași a reușit să învingă cu 27-26 Universitatea Neptun Constanța și să-și asigure promovarea în Liga Națională de Handbal Feminin, indiferent de rezultatul jocului de mâine cu SCM Craiova. O promovare care aduce Severinului prima echipă de Liga Națională din istoria handbalului autohton și care se datorează în principal actualei conduceri a primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin. O partidă destul de grea, dar pe care am controlat-o de la începutul jocului, pentru că nu știu dacă ați aflat, dar la pauza jocului conduceam cu 6 goluri. Din păcate, repet, a trebuit să joc din nou cu aceleași 8 jucătoare și trebuie merită, eu știu, toate felicitările noastre și respectul nostru, pentru că astăzi chiar au făcut un joc mare. Ce se dorește din toamnă? În primul rând, fetele își așteaptă promisiunile care sunt făcute de foarte mult timp. E normal, e logic, e dreptul lor și e munca lor. Vom vedea ce se va întâmpla. Vineri, cu începere de la orele 12, handbalistele pregătite de Victorina Bora vor întâlni într-un joc doar de clasament SCM Craiova. După rezultatul de excepție din partida cu Neptun Constanța, Victorina Bora își dorește victoria și în jocul de mâine, în care va avea ca adversară echipa pe care cu un an în urmă tot ea a adus-o în Liga Națională. SCM Craiova este o echipă puternică, dar care poate fi învinsă de handbalistele noastre. Jocul de vineri cu SCM Craiova este pentru Victorina Bora un joc al marilor orgolii pe care antrenoarea de la Terom Iași vrea să-l câștige, indiferent de faptul că promovarea este rezolvată. Mai avem mâine un meci, vă spun că noi îl tratăm cu toată seriozitatea, pentru că o echipă care se respectă trebuie să joace de la început până la sfârșit. Va fi greu, va fi foarte greu, pentru că, după părerea mea, de la acest turneu Craiova este cea mai bună echipă. Da, o echipă care poartă și amprenta Victorinei Bora, dacă stăm să ne gândim bine. Da, e adevărat, jumătate, dacă nu mai mult, din aceste fete și, în primul rând, cele care joacă cel mai mult, mi-a fost și mie leve. Încă o dată felicitări pentru această performanță de excepție, care sperăm să fie continuată cu toate măsurile care se impun, pentru ca noul sezon competițional să înceapă sub cele mai bune auspicii. Judoul revine în această vară cu 2 competiții de excepție care se vor desfășura în Polivalenta Severineană. Turneul internațional Cupa Drobeta va fi continuat cu ediția din acest an a campionatelor balcanice de cadeți și juniori. Și în această vară, sala polivalentă va găzdui 2 competiții de judo cu caracter internațional, organizate cu sprijinul nemijlocit al primăriei Drobeta Turnu Severin. La sfârșitul lunii iunie se va desfășura Cupa Drobeta, trofeul Mirela Vasilan, aflat la cea de-a 5-a ediție. Prima competiție este turneul nostru tradițional, prima competiție cronologic vorbind, pe 30 iunie, 1 iulie, turneul internațional de judo Cupa Drobeta, o competiție la care vor fi prezenți cei mai buni sportivi din România, dar și din alte 7-8 țări, poate chiar 10 țări. După acest turneu internațional va urma o competiție oficială rezervată cadeților și categoriei de vârstă U20. Campionatele balcanice sunt programate în perioada 25-26 august, tot în sala polivalentă. După jumătatea lunii august, pe 24-26 august, la Drobeta Turnu Severin, se va desfășura campionatul balcanic de judo pentru cadeți și juniori. Iată că la 4 ani distanță, orașul nostru primește spre organizare încă o dată o competiție de asemenea nivel. Iată că ușor-ușor, mai ales datorită implicării de excepție a primăriei, sportul severinean revine acolo unde este locul, lucru pe care îl dorim și noi toți care iubim acest adevărat fenomen social. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!